seara, stimați telespectatori! Am ales ziua de astăzi ca să-i spun unei prietene mai mici decât mine, ce e drept, să-i spun la mulți ani, să-i doresc numai bine, să-i doresc fericire multă, sănătate multă unei prietene care a știut să înfrunte toate greutățile vieții cu zâmbetul pe buze. Este vorba despre doamna arhitect Andra Noană, care e la București, cu care discut așa prin telefon, prin videotelefon, așa se cheamă. Bună seara, Andra, la mulți ani, să fii sănătoasă, frumoasă și voioasă. Și mulțumesc tare, foarte tare, tare mult. Într-adevăr, vorbim online pentru că perioada asta ne forțează să evoluăm digital, nu? Da, da. Se pare. Oare rămânem pe degete sau ne folosim și creierul? Ar fi ideal să ne folosim și creierul. Ar fi ideal, dar e cam greu. Nu la noi două, noi ni-l folosim din plin, bineînțeles. Da. Andra, dragă, pentru că nu avem decât 12 minute la dispoziție, dar repet, bucuria mare este că am putut să-ți spun la mulți ani astăzi, când împlinești, spunem cât împlinești sau nu spunem cât împlinești, o doamnă, poftim? Spunem că eu sunt foarte mândră de vârsta mea și sunt foarte confortabil, 33. Păi da. Acum nu știu dacă rămân la vârsta asta forever sau nu, dar momentan e real, e ok. 33 de ani, vârsta lui Hristos, ce frumos. Toma, de-aia am vrut neapărat ca astăzi să ne vedem și să ne vadă toată lumea, de fapt să te vadă pe tine. Repet, ești un model de luptătoare, ca să spun așa, dar nu avem timp să discutăm despre asta. Tot astăzi, în biblioteca liceului, o să facem o emisiune mai lungă pe care o să o prezentăm telespectatorilor astăzi de ziua ta, dar acum vreau să vorbim despre activitatea ta cea nouă, pentru că tu ai terminat Colegiul Național Unirea, după care ai terminat Facultatea de Arhitectură și acum faci cu totul altceva și te rog să le vorbești telespectatorilor despre ceea ce faci tu acum. De 6 ani m-am reorientat profesional din dorința de a avea un job în care găsesc mai multe emoții, pentru că în arhitectură emoția nu prea își avea locul, cel puțin nu în drumul meu. Așa că m-am găsit, de fapt, m-a adus universul pe acest drum în domeniul evenimentelor. Și eu organizez acum evenimente și, de fapt, fac arhitectură de eveniment. Adică abordez evenimentul și nunțile în special ca un proiect de arhitectură. Cu concept, cu discuții cu beneficiarul, cu căutat de furnizori exact după sufletul clienților și într-un final cu acea urmărire de șantier care înseamnă prezența mea la eveniment. Spune-mi, te rog, Andra. Te rog. Ce fac acum în perioada asta de pandemie, când nu se mai fac evenimente? Am simțit nevoia unui loc virtual în care clienții mei să întâlnească furnizori, pentru că târgurile de niște de nunți nu mai pot fi făcute, evident. Am făcut acest târg cu tur virtual, adică nu este doar o înșiruire de furnizori, este un târg online de nunți unde te poți plimba printre standuri și poți vizita niște totemuri 3D în care găsești prezentările furnizorilor. Foarte interesant, foarte interesant. La asta lucrez. Poftim? La asta lucrez. La asta lucrez. Dar cum ți-a venit ideea să faci așa ceva? E foarte interesant și cred că te-ai pus în legătură cu foarte multă lume în felul ăsta. Ai cunoscut foarte multă lume și foarte multe gânduri, nu? Ideea vine când ești foarte deschis și lași creativitatea să-și găsească drum. Am vorbit cu foarte mulți furnizori. La târgul acesta avem 80 de furnizori dintre cei mai buni din domeniu. Și am vorbit cu toți la telefon, pentru că nu erau, chiar nu, unii nu, nici măcar nu-și mai deschiseseră mail-ul, aproape că dezarmaseră. Și am mișcat un pic, i-am pus la treabă, deci chiar mi-am mulțumit că i-am... Tot tu cu optimismul tău caracteristic, da? Așa? Chiar aseară m-a sunat o prietenă, că eu așa le spun colaboratorilor, că sunt prietenii noștri,
să mulțumească că am pus-o la treabă și că și-a făcut prezentare și că și-a refăcut, și-a revizuit serviciile și i-am dat un pic mai mult curaj că se pot întâmpla lucruri în acest domeniu. Dar se câștigă ceva bani în perioada asta, Andra? Sau e cam nașpa? Se câștigă, dar din alte business-uri, că toți s-au reorientat profesional și încearcă să supraviețuiască efectiv, mai ales familiile. Uite, de exemplu, fotografii de obicei sunt în cuplu. Soț și soție fac fotografie. Vă puteți imagina în situația asta cât de dificil este. Foarte dificil este, foarte dificil. Dar din previziunile tale, așa, care sunt pentru câte luni s-a asistat această, eu știu, aceste... Nu știu dacă sunt previziuni. Hai să nu le numim previziuni, hai să le numim mai degrabă speranțe, cel puțin eu așa văd lucrurile. Eu ca wedding planner, de fapt, vorbesc acum în calitate de wedding planner la Wedding Details, nu în calitate de organizator, de tur virtual. Mi-am mutat nunțile toate din vara asta în toamnă, cu speranța că în toamnă se vor întâmpla. Sunt vreo două mutate chiar anul viitor, pentru că aveau foarte mulți invitați străini și atunci nu au avut curajul să-și asume un eveniment. Și da, sper să se întâmple în toamnă. Dacă nu se întâmplă în toamnă, noi avem o echipă foarte mare și cu siguranță rapid ne vom mobiliza și vom muta din nou, vom face scenariul de backup la scenariul de backup și le vom muta în datele disponibile. Este foarte important în perioada asta să fim flexibili cu toții, și noi și furnizorii, și să reușim să depășim momentul. Dacă îmi permiți, cum v-ați descurcat totuși cu restaurantele, pentru că toate erau programate, cum ați putut să reprogramați? Nu știu, e așa o situație foarte... Numai un om ca tine, așa, cu speranță mare în viitor, poate să rezolve problemele astea, da? Te rog. Speranță și cu echipă, cu speranță și cu echipă. E foarte important, pentru că în momentul în care primești un telefon nu foarte disperat, pentru că clienții mei sunt destul de liniștiți, trebuie să te mobilizezi rapid, pentru că ești în bătălie, să zic, cu ceilalți care își caută date disponibile. Și am vorbit cu toată lumea, am vorbit cu toți furnizorii care erau contractați, fotograf, videograf, locații, muzică, flori, și am făcut apel de sincronizare, a fost o întreagă nebunie și o provocare. Cred că e greu, e dificil, dar voi lucrați în cadrul unei firme autorizate? Cum se desfășoară activitatea? Eu am împreună cu colega mea, care și-a terminat arhitectură, Sorana, am construit acest brand Wedding Details, care acum a crescut și suntem în total 9 planeri. Și fiecare eveniment are o echipă formată din 4 wedding planeri. Dar am înțeles că tu sau voi, că ai vorbit de o echipă, despre o echipă, faceți niște nunți mai altfel decât nunțile care se fac de o viață, de când știm noi. Faceți altceva, da? Ale cui sunt ideile? Da. Ale voastre. Ale voastre, da? Cum spuneam, având background în arhitectură, mi este foarte dificil să fac lucrurile altfel decât conceptuale și cu poveste în spate. Ne întâlnim cu clienții, povestim cu ei. Uneori mă întâlnesc la ei acasă, pentru că este foarte important să îi cunosc așa cum sunt ei, și adică să aruncăm măștile, nu măștile astea pe care urmează să le purtăm. Să le aruncăm și să ne cunoaștem pe bune, și pentru că este foarte important ca evenimentul să vorbească despre clienți, despre miri, și să nu fie doar o nuntă cu o tematică. Haideți să depășim momentul și să evoluăm. Eu predau wedding planning și în naivitatea mea chiar cred că pot educa piața și că pot duce evenimentele într-o zonă estetică. De fapt, mai mult decât design contează, mai mult decât designul contează bunul simț și bunul gust. Și în direcția asta vreau să merg eu cu evenimentele. Sunt convinsă că ai realizat niște nunți foarte frumoase, dar spune-mi cum ți-ai selectat furnizorii totuși, că și aici cred că este
destul de dificilă munca. M-a învățat pe mine un prieten când eram la primul an de business, de antreprenoriat, să iau un pahar de prosecco, să zâmbesc și să discut, să vorbesc. Și așa am făcut cu toți oamenii faini și pe principiu cine se aseamănă se adună. Am adunat în jurul meu colaboratori și furnizori foarte, foarte talentați care au aceleași principii ca ale noastre, cu care rezonăm. Păi se pare că au trecut cele 12 minute, este prima noastră emisiune de genul ăsta, o să mai facem dacă ai să ne comunici noutăți. Mă bucură optimismul tău, sper și eu că în toamnă să reîncepe să lucrați în forță, pentru că sunt oameni care suferă efectiv, care și-au pus mari speranțe în aceste nunți, nu mă refer numai la voi, ci și la miri și la invitați, dar asta este situația. Sper că o să mergem la nunți fără măști, să dea Dumnezeu, să putem să ne machiem, să ne îmbrăcăm elegant, să comunicăm ca altă dată. Sper să ne ajute Dumnezeu. Încă o dată la mulți ani, Andra. Mă bucur mult că astăzi este prima noastră emisiune. Sper că e de bun augur. O să facem cât mai multe. Și emisiunea pe care am realizat-o la Liceu Unirea, în bibliotecă, o să o dăm săptămânile viitoare, da? Cu tot dragul. Super! La mulțumesc tare! La mulți ani! Mulțumesc frumos!